Bărbatul în vârstă de 38 de ani din localitatea Bilca se afla la volanul unui microbuz cu volanul pe partea dreaptă, când a surprins pe șosea o turmă de oi. Șoferul a frânat și a virat la stânga pentru a evita un eventual impact, însă a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat într-un șanț. În urma impactului, șoferul a rămas încarcerat, iar un adolescent de 17 ani, pasager în autovehicul, a fost rănit. La fața locului au ajuns militarii detașamentului de pompieri rădăuți cu un modul SMURD, dar și o autosanitară de ambulanță de la Rădăuți. Pompierii au luat măsurile de siguranță specifice în cazul producerii accidentelor rutiere. Au extras victima încarcerată, iar echipajul de pe ambulanță a acordat primul ajutor celui de-al doilea rănit, tânărul de 17 ani. Acesta ulterior a refuzat transportul la spital. Din păcate, pentru bărbatul încarcerat, personalul de pe ambulanță nu a putut decât să declare decesul, întrucât leziunile sale erau atât de grave încât nu erau compatibile cu viața. Potrivit polițiștilor, vinovăția producerii accidentului aparține șoferului care a condus autoutilitara cu viteză excesivă și fără a avea fixată centura de siguranță. Ciobanul a fost identificat de polițiști ca fiind un bărbat de 34 de ani din județul Timiș, angajat la stâna aparținând unui localnic din Rădăuți. Polițiștii au întocmit în cauză dosar penal, în care se vor stabili cauzele exacte ale producerii tragediei și vinovățiile.